candidatul dumneavoastră? Nu, eu cred că e foarte bun. Vă rog. Îi cunosc pe amândoi, și pe domnul Piedone, știți foarte bine, îl cunosc și pe domnul Cătălin Cârstoiu. Eu cred că suntem la începutul unei campanii. Nici n-am intrat în precampanie. Vă reamintesc că pe data 9 aprilie intrăm în precampanie. Pe corecte, ca să nu zic pe legale. Pe corecte n-am intrat. Practic... Da, este adevărat că oarecum candidatul din partea Alianței a fost mai târziu pus pe masă. Acum avem foarte multe sondaje care au apărut, văd că aproape în fiecare zi apare câte un sondaj. Ceea ce observ însă este o tendință în sondajele respective, chiar dacă vine de pe locul 3, ușor, ușor lucrurile, din punctul meu de vedere, se stabilizează și e timp suficient ca, până la urmă, eu n-am văzut să fie contestate anumite merite ale domnului Cârstoiu, ci și doar faptul, chiar și în seara aceasta, că n-are notorietate. Notorietatea, din punctul meu de vedere, cu o campanie bună, se poate câștiga. Să acum, știți că dacă întrebăm pe cei de la USR și AUR, adună și ei niște critici. Că i-am auzit cu colectiv, cu încă o dată, unele, cu altele. Criticile sunt bune și am văzut că a început să răspunde deja la toate criticile și încă nu este un om care să se pitească suma, să răspunde, n-are absolut nimic de ascuns. Eu cred foarte mult în calitățile pe care le are domnul Cârstoiu. Acum sunt de acord cu parte din cele expuse de... Nu neapărat că sunt de acord. Îmi exprim și opinia vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră, că, într-adevăr, o luptă în trei va aduce beneficii domnului Nicușor Dan, pentru că așa se întâmplă mai ales. Că vă bateți pe același electorat cu Piedone. Atunci când avem alegeri într-un singur tur, cu cât sunt mai mulți candidați puternici, cu atât voturile se divizează. Păi și ce n-a să alegem în două tururi, pentru că noi am propus acest lucru, așa e corect pentru România. Într-un singur tur. Ca să vreți opinia mea personală. Eu am militat întotdeauna pentru primar, dar nu s-a întrunit. Majoritatea electoratului nu se prezintă la vot și cu toate acestea... Putem să trecem mâine prin Parlament pentru următoarele alegeri. E toată lumea de acord, așa și la votul parlamentar. Există 70%. Există acum, dacă dumneavoastră PNL și PSD-ul e de acord, uitați și USR-ul și AUR și o trecem. Acum vă schimba legea, că s-au lovit limitele. Vă rog. Ceea ce cred însă, și aici aveam o opinie diferită, este faptul că nu este un exercițiu de imagine sau se încearcă alte lucruri vis-a-vis de candidatul nostru, ci chiar cei care l-au propus pe domnul Cârstoiu vor ca acesta să câștige și chiar și domnia sa vrea să câștige și eu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Nu am elemente să cred că se va retrage unul din candidați, nu vreau să intru în speculații, dar e adevărat că atâta timp cât vor fi toți trei, lucrurile vor fi extrem de dificile. Însă am speranța că în această campanie oamenii din București, văzând își permite să spun dezastru care l-a lăsat în urmă Nicușor Dan, vor avea... Atrage de la sine un drept la replică. Nu știu ce să... La termin. Și vă stați și cu criticile la Cârstoiu. Puteți să dezbate și pe chestia asta. Eu cred că oamenii se vor uita cu mare atenție atunci când vor merge la vot și vor analiza dacă vor, nu știu, în continuare să intrăm într-o situație în care nu prea se întâmplă lucruri, în care lucrurile au stagnat, potențialul pe care le are capitala nu e exploatat la valoarea maximă, sau mergem într-o aventură, sau alegem calea normală a unui om care are o expertiză și o carieră profesională extraordinară. Știți ce vreau să